Băi coi, nu e groapă de gunoi. Băi coi, nu e groapă de gunoi. Natura e a noastră, nu este gena voastră. Localnicii spun că situația care le pune viețile în pericol a început în 2015, atunci când firma Vitalia Salubritate Prahova SRL, care depozitează deșeuri nepericuloase, a închiriat spații către alte două firme, care au în obiectul de activitate neutralizarea de substanțe periculoase. Asta în condițiile în care terenul societății se află la mai puțin de 1000 de metri de prima locuință și la sub 500 de metri de pădure. Nu au de ce să se teamă pentru activitățile pe care Vitalia le desfășoară în acest perimetru. Conform ordinului 95, pentru depozitarea deșeurilor, sunt anumiți parametri care se acceptă în depozitarea controlată, parametrii ai compușilor periculoși, gen hidrocarburi sau metale grele, care să nu se regăsească în levigat. Italia are un depozit de deșeuri nepericuloase controlat. Noi, conform legii, până în 500 de metri trebuie să avem distanță pentru această tratare. Cât timp durează această etapă până primiți primele rezultate? Aceasta a fost întrebarea. Nu știu, între 3 zile și o săptămână. Oamenii vor să împiedice desfășurarea de noi activități contaminante pe raza localității și se plâng de mirosul insuportabil pe timpul verii și de pagubele din gospodării și spun că din această cauză animalele din gospodăriile lor vin pe lume cu malformații sau mor inexplicabil. Am încredere în băieți, sunt bine informați, au făcut toate demersurile și noi credem că dacă continuăm o să reușim. Ce înseamnă această groapă de gunoi, de deșeuri periculoase pentru comunitate? Păi sursă de cancer. E o mizerie de nedescris, ceva, mai ales când începe acum căldura, sunt muște, că nu poți să deschizi geamul, nu mai zic că, Doamne ferește, ți intră și în gură. Miroase exagerat și mai ales pentru sănătate e și copii sunt mici. Este un pericol. Eu am fost acolo și nu se poate. Deci este un miros insuportabil. Nu mai zic pentru mine asta la vârsta mea, dar pentru nepoți, pentru copii. Fusese autorizată o rampă de depozit, o rampă de deșeuri nepericuloase, dar în interiorul acestei rampe au fost autorizate prin subînchirierea unor porțiuni de teren, alte două firme care depozitează și prelucrează deșeuri periculoase. Am trimis chiar o scrisoare către Ministerul Mediului și în urma răspunsurilor primite de la aceste autorități avem confirmarea că în acea zonă există două firme care prelucrează și apoi depozitează deșeuri periculoase. Mi se pare că răspunsurile pe care le-am primit astăzi nu sunt foarte clare, în sensul în care a respectat legea nu a fost un răspuns ferm, adică da, acest depozit poate să depoziteze și să prelucreze conform legii deșeuri periculoase. Acest loc, după cum ați văzut și voi, se află la aproximativ 300 de metri de comunitate și de pădurea pe care o și vedeți în spate. Ori să spui că suntem autorizați să depozităm și să neutralizăm deșeuri periculoase e un pic cam mult și nu mi se pare că e conform legii. Locuitorii din Băicoi spun că sunt îngrijorați de efectele pe care le-ar putea avea activitatea din zonă în următorii ani și așteaptă răspunsuri mult mai clare din partea autorităților. I-au trimis documente către Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Sănătății, către primul ministru Dacian Cioloș și președintele României Klaus Iohannis.